Mulțumim foarte mult, Cătălina. Avem informații de ultimă oră. Viscolul face probleme mari în Galați. Peste 30 de mașini au rămas blocate între Măcișeni și Valea Mărului. Mai multe utilaje au fost trimise să intervină pentru a scoate mașinile blocate pe drumul înzăpezit. În legătură directă cu noi este chiar șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, secretar de stat. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnul Arafat. Bună ziua! M-auziți? Cu plăcere! Da, vă rog, vă aud. Au fost intervenții pe bandă rulantă în ultimele ore, în ultimele 24 de ore. Au avut o noapte grea, salvatorii. Din păcate, am avut și cazul tragic al femeii care a refuzat să meargă la spital și la 3 zile după ce a născut acasă, nu a mai putut fi salvată. Care sunt problemele cele mai mari în acest moment, domnul Arafat, și cum decurge operațiunea de coborâre de la Cabana Capra a turiștilor blocați acolo? Deci, despre Cabana Capra pot să vă spun că, din informațiile care le avem, colegii au început să coboare turiștii. Va mai dura acest lucru. Nu avem niciun turist rănit sau afectat sau care să aibă nevoie de îngrijiri medicale. Este o misiune care este coordonată chiar și la nivel de prefect, inspector șef de la ISU. Bineînțeles, sunt implicați salvamontiștii, sunt implicate și alte forțe ale Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv utilaje de la drumuri, de la drumurile naționale, care astăzi dimineața Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a aprobat intervenția lor în zona respectivă, nefăcând parte din drumurile naționale. Pe de altă parte, pe plan național, intervenții în desfășurare la ora 14 erau în Argeș, în Brăila, în Buzău, în Caraș-Severin, în Constanța, în Galați, în Hunedoara, în Sibiu și în Tulcea. Alte județe unde aveau intervenții finalizate era Alba, Bihor, Cluj, de exemplu Dolj, Gorj, Timiș, care au avut intervenții finalizate. Situația fiind în dinamică în continuare, și bineînțeles sunt drumuri, deci avem o porțiune de autostradă A1 Sibiu-Deva, tronsonul kilometrului 224 cu kilometrul 237 Boiță-Sibiu închisă la acest moment. Avem la drumurile naționale circulația închisă la drumul național 22 Râmnicu cu Sărat, județul Buzău și la limită cu județul Brăila. Mai avem mai multe drumuri județene, 5 drumuri județene cu circulația închisă. Majoritatea se situează în zona Buzău-Brăila, dar avem și la nivelul județului Caraș-Severin. De fapt, majoritatea sunt 3 dintre ele în județul Caraș-Severin, unul în județul Buzău și unul în județul Galați. Și mai avem trafic restricționat pe 2 drumuri naționale, 2C Costești, județul Buzău, la limită cu județul Ialomiță, și 2B Buzău, limită cu județul Brăila, adică municipiul Buzău până la limită cu județul Brăila. Domnule Arafat, restricționate la 3,5 tone. Este nevoie să se închidă școlile? Mâine este luni, e zi de școală pentru mulți elevi. Nu s-a pus această problemă, nu avem nicio solicitare și nici măcar nu s-a pus în discuție să se închidă școlile. Nu, și sunt convins că dacă în unele zone vor fi probleme, la nivelul comitetelor județene vor lua deciziile care sunt necesare pentru județele respective. Până la această oră, deci, spuneți că nu ați avut solicitări privind închiderea școlilor. Nu s-a reunit Comitetul de Urgență? Nu este situația atât de gravă încât să se reunească Comitetul Național pentru Situații de Urgență? S-au reunit unde este nevoie comitetele județene. Noi am fost în legătură permanentă cu domnul prim-ministru în calitate de președinte al comitetului. Am discutat telefonic și chiar despre fiecare din situații. Cu domnul ministru Lucian Bode ținem legătura permanent. La acest moment, convocarea unui comitet să scoatem oamenii din teren ca să vină la o ședință de comitet, pentru că un comitet național înseamnă să convocăm și comitetele județene, nu face decât să-i scoatem din zona de intervenție. Sunt organizate acolo unde e nevoie, cum a fost astăzi dimineața în județul Argeș, comitete județene pentru a lua decizii. Comitetul național se convoacă și se poate convoca online. Dacă este nevoie de o decizie la nivelul Comitetului Național, care nu poate fi luată la nivelul comitetelor județene. La acest moment, până la acest moment,
nu a fost nevoie de așa. A transmis premierul Nicolae Ciucă din Egipt că la nivelul guvernului s-au luat măsuri pentru a asigura energia necesară consumului cetățenilor. Este. De asemenea, anunță premierul că avem rezerve necesare de gaze naturale pentru a trece cu bine iarna, grad de umplere 62% din capacitate, indiferent de condițiile meteorologice, pentru că se anunță ger în următoarele zile până vineri. Mai am o întrebare, vă rog, domnul Arafat. A existat o controversă în legătură cu maniera în care au ajuns la cabana Capra turiștii. Au ajuns pe drumul acela care este închis, pe Transfăgărășan, sau pe alte căi aici de acces? Ce informații aveți? Este într-adevăr această discuție, dar asta rămâne colegilor de la poliție să stabilească în final ce s-a întâmplat. Știu că este în verificare acest aspect și urmează colegii de la poliție să se pronunțe, pentru că știu care este situația acolo, știu cum este închis, ce zic indicatoarele toate, și o să vedem în final care este concluzia în acest sens. Clar că dacă au ajuns turiștii practicând, adică circulând pe drumuri care oficial sunt închise și sunt semnale că sunt închise, posibil că vor fi deci luate alte decizii la nivelul poliției rutiere. Dar asta rămâne în mâna dânșilor să analizeze și să decide acest lucru. Pe de altă parte, vreau să vă confirm încă o dată că legătura cu domnul ministru, prim-ministru, chiar dacă este plecat, este permanentă și asta este și motivul pentru care nu avem de ce să ținem Comitetul Național, pentru că el se poate ține și cu unul dintre vicepreședinții, numai că nu este cazul, cum v-am explicat înainte, că să nu aducem oamenii din activitatea de stradă către birouri sau către sălile de ședințe, din momentul în care nu avem decizii de luat la nivelul Comitetului Național. Mulțumesc mult! Mulțumesc pentru